Am venit acasă la Sfântul Gherasim. Am venit să-i spunem Sfântului: mulțumim, Sfinte, pentru darurile pe care le faci poporului român. Iubește românii, Sfântul. Sunt mii și mii de români care vin aici și măicuțele români ce pot să dea mărturie de asta. El a vindecat-o pe fetița Ecaterina. Ne întâlnim cu el și îi mulțumim frumos pentru darul uriaș al vindecării, dar făcut de Dumnezeu prin Sfinții Săi pentru lucrarea frumoasă pe care părintele ei, tatăl ei o are cu propovăduirea Cuvântului Dumnezeu, mama ei la fel cu propovăduirea Cuvântului Dumnezeu și acum ea însăși propovăduiește o minune atât de mare. Slavă lui Dumnezeu și Sfântului Gherasim. E o iubire a românilor pentru Sfântul Nectarie și pentru Sfântul Gherasim de Kefalonia, ca și pentru Sfântul Ioan Rusu, ca și pentru alți mari sfinți care îl preaslăvesc pe Dumnezeu în împărăția lui și din iubire pentru oameni ascultă necazurile, rugile spuse cu credință și cu durere, că rugăciunea cu durere a unei mame ajunge la cer mai ușor, ca și rugăciunea cu durere a oricui ajunge la cer mai ușor. Sfântul a trăit aici pusnicește, dar prin viața lui pusnicească a ridicat această insulă și el este protectorul acestei insule, el este cel care este cel mai iubit din toată insula și el conduce spiritual această insulă prin dragostea pe care o are pentru credincioșii săi. Acest loc mâine va fi mare loc de pelerinaj, va fi dumnezeiasca liturghie cu mitropolitul Dimitrios, care e foarte iubit în insulă și care va sluji mâine în această biserică și vor pleca Sfintele Moaște de aici și vor fi duse înapoi în biserica cea mare. Și la această procesiune vom participa și noi cu ajutorul bunului și prea milostivului Dumnezeu. Mulțumim măicuțelor românce care ne-au primit și care au făcut mijlocire așa cam cum se întâmplă cu mijlocirile sfinților la Dumnezeu. Știți, am rugat-o pe măicuța să o roage pe Gherondița și Gherondița a fost de acord ca voi să veniți să vă închinați, deși ora este târzie, dar v-a primit cu toată dragostea ei. Iertați-mă, fraților, Domnul să vă ierte, să vă binecuvinteze. Sfinti Vasilia cu pandote. Irinicont
mare bucurie, dragii mei, sunt în insula Kefalonia și o împărtășesc cu voi bucuria pe care am trăit-o eu aici. A fost absolut superb, este superb. Insula asta are ceva aparte, este mult mai verde decât alte insule, dar în afară de natura extraordinară, în afară de apele turcoaze, în afară de bucuria asta de loc, natura și tot ce ne înconjoară, are ceva aparte. Aici găzduiește Sfântul Gerasim de Kefalonia, mare făcător de minuni, a făcut mari minuni și cu familia dintr-o zi, dar multe minuni cu voi românii, mulți îl iubiți pe Sfântul Gerasim, Sfântul Gerasim vă iubește pe voi românii, de aceea o împărtășesc experiența pe care am trăit-o noi aici, la Sfântul Gerasim de Kefalonia.